Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e dragoste. Domnul vieții, Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e adevăr. Dumnezeu e adevăr. Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e adevăr. Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e adevăr. Dumnezeu e lumina mea. Dumnezeu e lumina mea. Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e lumina mea. Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e lumina mea. Viață El mi-a dăruit, viață El mi-a dăruit. Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, viață El mi-a Domnul vieții, viață El mi-a dăruit. Dragii mei frați, mă bucur să fim împreună. Cred că am cântat cu multă bucurie ceea ce am cântat la început și cred că se cuvine să credem și să fim convinși că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu veșnic, nu trece odată cu vremurile. Și de aceea cred că merită și în ziua aceasta toată închinarea, toată lauda, toată slava să-i dăm lui Dumnezeu. Amen. Și acum mă uitam aici la băncile astea, așa că nu-s frumoase scaunile goale. Parcă îmi produce o strângere de inimă, nu știu la toți. Dar mă gândesc că frumoasa părtășie pe care Dumnezeu a pus-o în mijlocul bisericii și avem posibilitatea de atâtea ori să fim împreună, va face din noi să crească râvna mai mult. Pentru a fi împărtășie cu frații și împărtășie cu Domnul și Domnul să ne binecuvânteze. Desigur, în ziua aceasta aș dori să ne rugăm mereu pentru frați. Unii probabil sunt pe drum, alții călătoresc spre România, alții poate se întorc, alții în alte direcții. În toată Europa asta, probabil, mașinile fraților noștri sunt pe drumuri. Dar paza și binecuvântarea e în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnul să-i păzească, să ne bucurăm în septembrie, cum spunem noi întotdeauna, de un început nou, cu toți frații binecuvântați de Domnul, fără evenimente care să producă întristare și în felul acesta vom avea mai multe motive ca la părtășiile noastre să avem foc în rugăciune și în părtășia noastră. Mă rog Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, aș dori să deschidem Biblia, să citim un psalm, 10 versete din psalmul 145, pagina 637, primele 10 versete din psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci.
În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte, foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșătoare și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte și nemărginită Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Amin. Așa să fie. Haideți acum să intrăm în rugăciune înaintea Domnului, să cerem prezența Lui, harul Lui peste noi și Domnul să ne binecuvânteze cu prezența Lui. Amin.
Ocupăm locurile. Mă bucur să văd destul de mulți frați în comparație cu alte biserici. Noi la Roma aveam un obicei nu zghiotare bun. Dar închideam adunarea în luna august, că nu mai aveam cu cine face programe. Așa erau de doritor să ajungă în România frații, că nu ne mai lăsau decât ușa adunării să o închidem și să rămână cei ce rămâneau, 2-3, care se rugau pe la case. Mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze, mă bucur să vă văd. E un har să fim mai mulți în adunare, cred că părtășia e mai bună. Avem noi vorbele noastre bătrânești, că focul cu mai multe lemne e mai mare și mai tare. Cred că funcționează bine în adunare. Eu deja îmi fac probleme când mă uit în dreapta și în stânga. Când n-ai un cor și n-ai o orchestră, îți faci probleme când duci programul. Dar prin ajutorul lui Dumnezeu, cu cei ce slujesc astăzi, mă rog Domnul să pună foc în inimi și cei ce simțiți că aveți o chemare în darul cântării, a recitării, trimiteți-ne un verset, un bilețel frumos în care să ne scrieți dorințele pe care le aveți. Cred că nu va fi prea mult pentru niciunul din noi în zilele când Dumnezeu ne cheamă și are nevoie de noi să fim disponibili și Dumnezeu să ungă lucrarea noastră cu Duhul Sfânt și El să o facă. Totodată aș vrea să fac o remarcă înainte de începerea programului. Desigur, fiecare din dumneavoastră știți că în localurile publice, cele mai multe locale de biserici au început să transmită online și membrii din biserică, fiecare dintre membri și aleg ei dorințele lor în funcție de ceea ce înțeleg despre filmarea online sau prezentarea în mediul care probabil unii pentru ei însemnează o problemă. Am hotărât împreună cu frații din conducere ca pentru viitor să fie evitată problema fraților sau a surorilor care au probleme de felul acesta ca să nu cumva să ajungă în mediul online fizionomia lor, prezența lor în adunare și alte lucruri. De aceea, cu îngăduința fraților, am ales împreună ca partea de sus de la balcon va fi partea în care nu se va filma și nu se va transmite în afara bisericii. De aceea mă rog Domnul să vă binecuvânteze, cei ce se ocupă de media să știe și să înțeleagă. Am hotărât în felul acesta și împreună cu ei vom face lucrarea asta ca frații care se simt stânjeniți când apar în mediul online, să poată evita și să poată alege un loc în care să se simtă confortabil. Vă mulțumesc în numele Domnului de înțelegere, cred că e un lucru care îl facem de dragul fraților și nu ca să ne deosebim unii mai pocăiți și alții mai nepocăiți. Știți că mai funcționează și asta. Eu sunt mai pocăit că nu mă filmez sau altul mă filmez. Nu asta vrem să facem în adunare, ci vrem să dăm posibilitatea ca fiecare în încredințarea aceasta, în forma aceasta, să poată să-și aleagă după dorința lui locul pe care vrea să-l ocupe în adunare și vă mulțumesc pentru înțelegere și celor ce vor sluji mai mult ca să facă lucrarea asta fatibilă, cum spuneau italienii, sau să se împlinească și totodată și pentru cei ce veți alege locurile acestea fără să vă simțiți stânjeniți sau alte probleme. Vă mulțumesc în numele Domnului, Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să ne închinăm Domnului prin cântarea de laudă cu toată adunarea. Desigur, nu prea văd eu cântăreți care-i cunosc, dar sunt alții aici care nu-i cunosc. Domnul să vă binecuvânteze, după ce vom cânta o cântare în comun, să mai apară bilețele în față, să vedem lucrători care vor să închine în cântare sau în poezie, Domnul să vă binecuvânteze, iar mai apoi fratele Nicu Ghineț, Domnul să-l binecuvânteze, să aibă o motivație, un cuvânt, un gând pentru noi și ne vom ruga înaintea Domnului. Și mă rog, Domnul, să asculte rugăciunea. Amin. Când eram rătăcit, Iisus m-a salvat, din păcatul m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu. Să te simți un
copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu, ce plăcut e să fii creștin. Zi de zi, ceas de ceas, eu mă simt iubit, am în sufletul meu pe Iisus. El e Mântuitorul meu drag și sfânt, ce vechează la viața mea. Să fie Domnul! Ce frumos e să fii creștin! Și creștin înseamnă să te identifici cu Hristos. Slăviți să fie Domnul! Cuvântul Domnului spune că noi trăim în două dimensiuni. În dimensiunea materială, care se încadrează în timpuri și spațiu, și dimensiunea cealaltă, cerească. Unde spune cuvântul că noi ne-am apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, de adunarea îngerilor în sărbătoare, de cei născuți din nou, de biserica celor întâi născuți. Și asta e o altă dimensiune. E dimensiunea din ceruri, să vii să fie Domnul. Și nu spune că o să ne apropiem cândva și voi v-ați apropiat, să vii să fie Domnul. Să trăim cu ajutorul Domnului în credință și mărturisirea credinței noastre. Și biruința, spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Să vii să fie Domnul. Noi trebuie să cunoaștem pe Domnul ca să avem ce mărturisi. Să știm cine este El, cine a făcut, ce a făcut din noi. Și ce ne vrea? Unde vrea să ne ducă? Nemlic, cum zice, cuvântul Domnului spune că trebuie să ajungem cu toții, să-L cunoaștem pe Domnul și să unim credința cu cunoștința de El. Să avem rădăcinile și temeliile puse în dragoste, ca să cunoaștem dragostea lui Hristos pe deplin. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Și atunci avem și ce povesti. Spune aici cuvântul atât de minunat. În psalmul care s-a citit. Și apoi spune,
Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărirea Lui este nepătrunsă. Să vii să fie Domnul. Pe măsură ce îl cunoaște mai mult, avem ce spune despre Domnul, avem ce mărturisi despre ce a făcut Domnul pentru noi. Dacă nu știm ce a făcut Domnul pentru noi, putem să trăim nu ca fii, ci ca robi. Să fim undeva departe de făgăduințele lui Dumnezeu și să credem că Domnul ne-a salvat, dar ne-a lăsat singuri undeva. Să ne descurcăm pe puterile noastre. Noi trebuie să ne credem și să trăim prin credință. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Oamenii vor vorbi de puterea ta, cea înfricoșată, și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să te laude și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare. Și Pavel spunea că harul lui Dumnezeu s-a mulțit în dreptul lui. El din neștiință a făcut multe lucruri care îi părea atât de rău. Și pentru că îi părea așa de rău, vrea să-i arate Domnul cât de mult îi iubește. Să vii să fie Domnul. Și când un fariseu spunea despre acea femeie, dacă ar ști cine e ea. Și Domnul a spus, celui ce s-a iertat mult, iubește mult. Să vii să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să fim conștienți că ni s-a iertat mult. Și ce mai este mai mult decât ca cineva, deși tu nu-l cunoșteai și în gândul tău îl răstigneai cu faptele tale, spune Domnul, pe când eram noi încă păcătoși și departe de legământul Sfânt, Hristos a murit pentru noi. Și acolo spune, poate pentru un prieten bun, pentru cineva de aproape, poate faci și tu ceva, dar ca să-ți dai viața pentru cel care nu te bagă în seamă, care te răstignește. Mare este dragostea. Și Domnul spune că noi, copiii Lui, trebuie să ne deosebim. Sunt oamenii care, fără Dumnezeu, zice, dacă mă iubește, îl iubesc. Dacă a făcut ceva pentru mine, am să fac și eu ceva pentru el. Dar nu la asta ne chema Dumnezeu. Dumnezeu spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Binecuvântat și nu blestemat. Domnul să ne ajute. Cu aceste gânduri aș vrea să ne plecăm genunchi și să aducem starea noastră și dorința inimii noastre înaintea Domnului. Și Domnul să se îndure de toți și să ne ajute pe toți. Amin. Amin.
Dragii mei, mă bucur pentru cei ce s-au pus la dispoziția Domnului, au venit deja bilete binecuvântate cu frați, surori care vor să slujească Domnului, mă rog Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Pentru început vom lăuda cu toții pe Domnul cu o cântare, după care sora Timiș Camelia va lăuda pe Domnul cu o cântare, sora Nicoleta și Estera va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta un îndemn din partea fratelui Marian și mă rog Domnul să-l binecuvânteze și ne vom ruga înaintea Domnului și mă rog Domnul să-l însoțească și pe el cu o motivație corectă și utilă pentru noi, iar noi să ne rugăm cu toată inima. Amin. Să scap de păcat sarcină prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei tu să vinci răul din inimă prin sfânt sângele al lui Iisus. E puterea ce minun face sângele.
ziua care e trecută, n-o vei mai întâlni. Cum trăiești în această lume, așa rămâne, rămâne scris. Ziua care ai pierdut-o, nu poți o retrăiești. Fii doritor de a te sfinți, ai grijă de greșești. Cât ziua care ai pierdut-o, nu poți o retrăiești. Cum trăiește-ți timpul ca și cum e ultimul tău ceas, căci nu știi clipa când tu pleci și în urma ta ce lași. Trăiește-ți timpul ca și cum e ultimul tău ceas, căci nu știi clipa când tu pleci și în urma ta ce lași. Așa rămâne,
Slăvit să fie Domnul! Spunea fratele păstor că se uita cu stânga și în dreapta cu emoții. Cum va fi slujirea, cine va sluji. Eu vreau să zic ca să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze El. Asta trebuie să ne deschidem inimile înaintea Domnului, ca Domnul să lucreze. Rămân impresionat de cuvintele psalmistului David care spune: Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și te voi binecuvânta, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Și auziți, în fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Ce stare trebuie să ai ca să-L poți să-L lauzi pe Dumnezeu în fiecare zi? Nu e așa că sunt perioade în viața noastră a fiecăruia dintre noi, zile, săptămâni, poate mai mult, în care nu-L putem lăuda pe Dumnezeu? Poate se întâmplă chiar în adunare, nu-L poți să-L lauzi pe Dumnezeu, nu-ți poți deschide inima, nu poți să-L spui: Binecuvântat să fii, Doamne, că astăzi m-am trezit în patul meu și pot să te laud pe Tine. Binecuvântat să fii, Doamne, că copilașul meu e sănătos, că am mâncare pe masă. Binecuvântat să fie numele Tău că m-ai mântuit, m-ai spălat de păcatul meu, de nelegiuirea mea. Și poate stai cu gura încleștată, cu inima așa ca un puric, așa împietrită în adunare și nu poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14 și 15. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Auziți, ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrană la vreme. Aș vrea ca în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să inunde inimile noastre. Majoritatea dintre dumneavoastră știți ce înseamnă o secetă. Să fie un timp în care să nu curgă apa, ploaia de la Dumnezeu peste un pământ. Totul se uscă, totul se prăpădește. Totul e pulbere, nu crește nimic acolo. Și în momentul în care bunul Dumnezeu trimite ploaie din cer, toate încep să capete viață. Aș vrea dumneavoastră ca în dimineața aceasta fiecare inimă din adunare să capete viață? Amin. Trebuie să facem ca și psalmistul. Ochii tuturor nădăjduiesc în comitet, în păstor, în slujitori? Nu. No. În cel ce poate să dea viață, lăuda să-i fie numele Lui Cel Sfânt. Poate nu te înțelege soțul, poate nu te înțelege mama, poate nu te înțelege tata, poate nu te înțelege soția, poate nu te înțelege comitetul, poate nu te înțeleg oamenii, pentru că sunt oameni. Dar dacă îți vei ridica ochii în sus în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu garantează că îți va sătura inima de viață și de binecuvântare. Și zic ca Duhul lui Dumnezeu să inunde inimile noastre în această dimineață. Haideți să venim cu o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului în dimineața asta. Să spunem: Doamne, vrem să ne bucurăm de prezența Ta. Vrem să trecem peste programe, vrem să trecem peste poeziile care le-am făcut de multe ori. Noi de multe ori facem rugăciuni, dragii mei, nu trebuie să facem, noi trebuie să ne rugăm. Și să spunem în dimineața asta: Doamne, învață-ne să ne rugăm prin Duhul. Inundă inimile noastre, avem nevoie de puterea Ta, avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de o ungere proaspătă. Avem nevoie să înlături păcatul din viața noastră, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu: sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Spunea fratele Nicu aici că celor care li s-a iertat mult, iubesc mult. Dar cui nu i s-a iertat mult, dragii mei? Poate să se ridice cineva în dimineața aceasta în picioare să spună: mie nu mi s-a iertat mult? Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze cât ni s-a iertat. Aș vrea să privim, dragii mei, un cuvânt mai citesc și mergem la rugăciune. Să vedem ce spune Apostolul Pavel, cât e de frumos. Am putea să privim multe lucruri care ne binecuvânta Dumnezeu. Dar esența, Efeseni capitolul 2, spune cuvântul de la versetul 1.
voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, auziți, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiecare neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, care trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Și auziți, motiv de bucurie și să strigi înaintea lui Dumnezeu, lăuda să-ți fie numele Tău, Doamne. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, auziți, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos și auziți, prin har suntem mântuiți. Păi nu e asta bucurie, dragii mei? Când oamenii merg cu miliardele în iad, tu să ai șansa mântuirii și Dumnezeu să ți-o ieșit înainte și te-o mântui. Și te-o ierta și te-o spăla și te-o reabilita. Și te-o pus într-o biserică în care ai frați și surori și tu mergi spre veșnicie. Nu e asta bucurie de a striga spre Dumnezeu? Nu e asta oportunitatea de a lăuda pe Dumnezeu în fiecare zi? El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, auziți? În Hristos Iisus, slăvit să-i fie numele Lui în veci. De ce nu poți să te bucuri în adunare? Aș vrea să ne gândim la lucrurile acestea în dimineața aceasta, în timp ce ne rugăm. Și să te uiți la fundul gropii de unde ai fost scos. Fiecare avem mărturia noastră. Fiecare avem povestea noastră. Fiecare avem groapa noastră de unde am fost scos. O cântare care îmi place spune, nu uita că ai fost scos din pierzare, din păcat. Nu uita ce mare preț a plătit Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Și când îți vei aminti lucrurile acestea, nu vei avea alte cuvinte decât de laudă și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Și vei spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici cu oamenii care te caută, care au venit să se închine, care au venit să meargă înspre cer, înspre împărăția ta. Haideți, dragii mei, împreună cu o inimă sinceră, zdrobită, să mergem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, nu te uita în stânga, nu te uita în dreapta. Nu te intereseze ce zice ăla din stânga și ăla din dreapta. Zdrobește-ți inima înaintea Domnului și spune, Doamne, vreau să simt prezența Ta la masa Domnului. Vreau să simt prezența Ta la masa Domnului. Vreau să iei povara păcatului de peste mine. Aici sunt multe poveri, dragii mei. De-aia oamenii nu pot să strige către Dumnezeu, pentru că sunt poveri, sunt legați de diferite stări. În momentul în care Dumnezeu dezleagă povara, e ca și o oală de aia care fierbe și când îi lau capacul, așa iese abul dintr-o dată. Aș vrea ca în dimineața aceasta inimile noastre să se înalțe spre Dumnezeu. Scăpați de judecățile din inimile noastre, de dumneavoastră și eu din inima mea. Să scăpăm de toate lucrurile care ne pot depărta de prezența lui Dumnezeu. Să ne concentrăm inima asupra harului Dumnezeu, care în dimineața aceasta vrea să se reverse în inimile noastre. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că suntem mântuiții Tăi. Vrem să Te simțim la lucru în această dimineață. Vrem să simțim puterea Ta, prezența Ta. Vrem să stăm la masă cu Tine așa cum se cuvine, Doamne. Vrem să simțim că suntem mântuiții Tăi. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului.
Frații mei, în continuare vom lăuda pe Domnul cu toată adunarea, iar mai apoi sora Tania va lăuda pe Domnul cu o cântare, tinerii bisericii vor lăuda pe Domnul cu o cântare și ne vom ruga pentru cauzele bisericii, pentru nevoile trupești, spirituale, de orice natură. Venim înaintea Domnului și mă rog Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Calvar eu ar primesc
Dragii mei, după cum bine știm noi, în ziua necazului, fiecare dintre noi avem trebuință de ceva. Unii au nevoie de ajutoarele noastre materiale, alții au nevoie de prezența noastră, alții de privirea noastră, alții de vorba noastră, alții de rugăciunile noastre înfocate care încurajează și ei să spere la ceva mai bun, și în condițiile acestea funcționează biserica. Mă rog Domnul să ne binecuvânteze să fim parte din ea. Astăzi, citind psalmul acesta, fiecare dintre noi ne-am uitat la el și ne-am încadrat cam pe unde ar trebui să fim. De aia care știm să vorbim despre bunătățile lui Dumnezeu, să știm că îngăduința lui e mare, e fără margini, bunătatea lui n-are sfârșit. Care ar fi partea care ne-am putea și noi încadra pe undeva? O referință face cuvântul lui Dumnezeu prin psalmist și spune așa: toate lucrările lui Dumnezeu pot să ajungă să laude pe Domnul prin existența lor. Dar credincioșii lui Dumnezeu, ei nu numai că laudă pe Dumnezeu, asta e în versetul 1, dar în versetul 10 zice, ei și îl binecuvântează pe Domnul. Ce ziceți dumneavoastră? Binecuvântarea de ce nu-i dată la toate lucrările lui Dumnezeu? Că e bine cuvântat, adică cuvântează bine. Nu tăteau harul acesta să poată și cuvânta. Noi avem cuvânt din partea lui Dumnezeu, o vorbă dulce care Dumnezeu ne-a pus-o și aceasta poate să fie o binecuvântare sau o vorbire de rău. Știți dumneavoastră că acestea două funcționează amândouă în cadrul familiilor care trec prin nevoi sau fraților noștri. Din păcate ne mai lovim de astfel de situații când în loc de binecuvântarea lui Dumnezeu dusă spre cel în nevoi, ne trezim cu oameni care aduc o rea vorbire sau o vorbire de rău fraților noștri. Cineva zilele trecute vroia să încurajeze foarte bine pe cineva și am văzut și eu mesajul că l-am primit de la persoana în cauză. Și eu am spus, mi s-a întâmplat un necaz și plângea persoana respectivă. Și ăsta la alt, ca să-l încurajeze, îi spune, stai liniștit, Domnul știu de ce-o făcut așa. Ce e asta? Binecuvântare sau judecată? Noi credem că încurajăm noi când vrem să punem în dreptul lui Dumnezeu suveranitatea și bine facem că îl credem suveran și așa trebuie să fie în viața noastră. Dar mărturia noastră cu privire la viața unui om care are anumite neputințe, fraților, nu poate fi luată ca o binecuvântare, ci ca o judecată cu o sândă dată de noi. Când venim în situații de încurajare de felul acesta, lasă, tu stai liniștit, așa te-ai liniștit în cazul tău, că Domnul știu, tu judecă el drept, de ești așa. Frații mei, hai să fim frați care să binecuvântăm pe frații noștri, să fim o binecuvântare pentru ei și mă rog Dumnezeu să ne ajute în toate situațiile. Biserica nu-i chemată numai la rugăciune, fraților, iertați-mă. La rugăciune e chemată biserica și asta trebuie să fie parte din viața de biserică. Dar nu numai la rugăciune, la toate nevoile fraților noștri noi trebuie să fim implicați. Și mă rog Domnul să ne binecuvânteze. E vremea aceasta, fraților, când foarte ușor să iau decizii într-o măsură sau alta și de multe ori noi nu facem nimic, ci stăm neputincioși uitându-ne la frații noștri, care vedem că greșesc în anumite alegeri. Pentru familie, pentru viața lor, pentru viața de biserică, eu mă rog Domnul să ne binecuvânteze, să avem această dragoste, să fim o binecuvântare pentru frați, să ne rugăm pentru ei, să vorbim cu ei, să le dăm un sfat, că nu întotdeauna sfatul nostru va fi primit de adevărat, dar va fi o candelă, un ajutor din partea lui Dumnezeu pentru ei. Mă rog Domnul să ne binecuvânteze. Fraților, probabil fratele Otică deja va pus în cunoștință de situația fratelui Nelu Mureșan, săptămâna aceasta vorbeam cu el și îmi spunea, frate Natanael, să spui la frați, dacă m-or suna mulți din biserici, nu răspund de răutate sau că nu vreau să fiu deranjat. Mi-e așa de greu să vorbesc despre bine. Și așa m-a topit omul ăsta, zicea, așa de ușor am vorbit despre alții, dar în dreptul meu, când sunt întrebări care vreau să mă pun în anumite situații, mă găsesc neputincios. Spune la frate să mă ierte și să mă accepte.
N-am trecut prin situația aceasta, fraților. Probabil mulți din dumneavoastră n-am trecut. Dar cred că Dumnezeu are un plan și un scop binecuvântat ca acești oameni să devină și mai tari, și mai utili pentru Biserica lui Dumnezeu. Și mă rog Domnul să vă binecuvânteze, El spunea să ne rugăm în continuare pentru El. Va începe chimioterapia, desigur, chimioterapia depinde de organism, ea e stabilită pe minim 3 luni sau maxim după ceea ce poate suporta un organism. Fratele spunea, eu nu mă laud că stare tare, mă văd slab. Dar aș vrea să găt în 3 luni ca să mă pot întoarce înapoi la bucuriile bisericii, la părtășia cu frații. Îmi doresc mult să mă ajute Dumnezeu să fac față în aceste 3 luni de chimioterapie, ca mai apoi să fiu cu frații împreună. Și mă rog Domnul să o facă din plin. Desigur, pentru noi rămâne să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să postim ceea ce pot, să o facem cu toată dăruirea, fraților. Oameni care au slujit pe Domnul, care au alergat pentru Domnul, care vor face în continuare slujirea, dacă Domnul le va mai da harul acesta, să cerem din partea lui Dumnezeu viață pentru ei și Domnul să-i binecuvânteze. Totodată avem o cerință din partea unor frați sau surori din biserică pentru fratele Marius, să ne rugăm ca Domnul să dea biruință și mă rog Domnul să ne asculte rugăciunea și să se vadă împlinirea aceasta pe care o dorește cei care îl cunosc pe fratele Marius, Domnul să lucreze în viața lui. De aceea, dacă mai sunt situații pe care nu le-am cunoscut sau nu le-ați cunoscut sau biserica nu le are în cunoștință, putem să le aducem înaintea Domnului și înaintea bisericii. Iar mai apoi continuăm, cum am spus, să nu uităm lista. Aveam în biserică la Roma, când eram frați care au venit și au spus, frate, cred că noi îl ispitim pe Dumnezeu. Prea mulți ani au stat acolo pe list. Prea mulți! Ori neagră, ori albă, spunea. Dar dacă nu l-o vindeca Domnul, ori biserica devine, ori el. Și el căuta vinovatul. Frații mei, eu nu știu, timpul lui Dumnezeu nu-l pot calcula eu. Eu deciziile lui Dumnezeu nu le pot face, să le spun eu lui Dumnezeu cum ar trebui. Dar pot să fac ceva, să rămân în ascultare și în așteptare și să mă rog cu ardoare pentru frați. Să mă rog fierbinte pentru frații noștri și Domnul să ne ajute la aceasta. Vă rog să nu intrați în situații de judecată, ca mai apoi să fim și osândiți cu privire la frații noștri pe care noi îi judecăm așa de ușor când trec prin nevoi sau prin boli. Domnul să ne păzească. Ce mai bine să fim un folos pentru ei, un ajutor, să ne rugăm și Domnul să ne asculte. De aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, să intrăm în această rugăciune. Și mă tot uitam la ceas, am vrut să-l mai învârt un pic, să meargă mai uite, că mi se pare mie că tot nu reușim să-l completăm cât ar trebui. Da, cred că Domnul are grijă de asta. Fraților, hai să ne rugăm cu foc. E o rugăciune pentru cei nevoi, ei au răbdare multă, căci această nenorocire sau năcas pentru ei are multă răbdare să le aducă. Hai să avem și noi dragostea aceasta, să ne rugăm cu foc pentru ei, să zăbăvim în rugăciune, iar mai apoi să avem vești binecuvântate care să încoroneze lucrarea bisericii cu ascultarea, cu răspunsul Domnului și cu încurajare pentru noi toți. Amin. Intrăm în rugăciune.
Amin, ocupăm locurile. Dragii mei, am vrea să lăudăm pe Domnul cu toată adunarea cu o cântare. În timpul acesta să ne dorim Domnului cu darurile de bunăvoie. Desigur, după cum suntem obișnuiți în ultima perioadă și pentru lucrarea de dărnicie va rămâne deschisă și ziua aceasta, chiar dacă suntem mai puțini, lucrarea de dărnicie care o facem prin cutiile care le avem la dispoziție în hol și în alte părți din biserică. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim atenți. Din luna septembrie, desigur, vor fi nevoi noi în biserică, va trebui ajutor pentru unii frați și mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim întotdeauna deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu și Domnul ne va binecuvânta. În timpul primei cântări, care o cântăm împreună, ne vom dărui Domnului cu darurile de bunăvoie, după care din nou tinerii bisericii vor lăuda pe Domnul cu o cântare și sora Luminița va avea o cântare cu privire la lucrarea de cina Domnului, iar după cântarea aceasta, fratele Vasile Șaruc, Domnul să-l binecuvânteze, va avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru noi și mă rog Domnul să-l însoțească pe el și pe noi cu o inimă bună la ascultare. Amin. Cred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă cred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vân, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a sus sau în adânc de vânt.
Cerescul Tată m-a călăuzit.
Era seară liniștită, cu cerul senin, când fu cina pregătită Fiului divin. El veni cu ai săi la cină, în locul gătit, și-apoi cu vocea miloasă Iisus le grăi. Frații mei, sosit ceasul să ne despărțim, dar nu vă pierdeți curajul, căci iar am să vin. Frații mei, sosit ceasul să ne despărțim, dar nu vă pierdeți curajul, căci iar am să vin. Dar trebuie să vină toate cele ce s-au scris. Voi fi condamnat la moarte și pe cruce întins, dar vă spun mai dinainte, pentru ca să știți, că dintre voi unul mi-ți vinde pe 30 de arginți. Dar vă spun mai dinainte, pentru ca să știți, dintre voi unul mi-ți vinde pe 30 de arginți. Atunci cu toții se îndreptară către învățător și pe rând îl întrebară cine-i trădător. Când veni rândul lui Iuda, întrebă și el, nu cumva voi fi Doamne, Fiul cel Mișel? Tu ești Iuda, zice Domnul, du-te mai curând, căci acum sosit ceasul, fă ce ai de gând. Tu ești Iuda, zice Domnul, du-te mai curând, căci acum sosit ceasul, fă ce ai de gând. El atunci îndată merge către acel sobor, unde se așteaptă cu sete al Domnului amar. Acolo-și vându stăpânul Fiul cel Mișel, și printr-un sărut fățarnic îl predă pe el. Acolo-și vându stăpânul Fiul cel Mișel, și printr-un sărut fățarnic îl predă pe el. Ei l-au dus la judecată și l-au răzut.
răstignit și pe crucea de ocară sus l-au răstignit. Ei l-au dus la judecată și l-au osândit. Și pe crucea de ocară sus l-au răstignit. Slăvit să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul, frați și surori! Mulțumim Domnului de posibilitatea de a fi în casa Lui. Binecuvântăm pe Domnul pentru un număr atât de frumos în care suntem adunați. Când am auzit că ar trebui să vorbesc, mă gândeam că am fost în cursul săptămânii. Am văzut că sunt mai puțini, zic, cu siguranță, duminică, tot puțini vor fi. Dar mă uit că sunteți destui. Doresc ca Dumnezeu să mă binecuvânte, frați și surori, să mă ajute să vă pot transmite gândurile pe care le am. Și Dumnezeu să mă ajute în privința aceasta. Spunea, de fapt, s-a petrecut o întâmplare așa, în Corjeuț, de unde vine sora Eunicea, nevasta fratelui Veriș. A ieșit un tânăr să vorbească și a ieșit cumva așa. Și după ce a vorbit, a trebuit să coboare mai altfel. Și un bătrân spunea celor de alături, dacă tânărul acesta urca cum a coborât, era mai altfel. Doresc ca Dumnezeu să mă ajute, să pot cu inima cum vrea Domnul, să pot să transmit în smerenie gândurile de care avem nevoie și ne-ar fi benefice. Pentru aceasta doresc să dau citire unui pasaj care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15. Versete bine cunoscute, deseori citite, și acum aș dori să citesc și eu câteva din ele. Deci, cum spuneam, Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele.
Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Amin. Am ales să vorbesc în privința aceasta, frați și surori, pentru că în zilele trecute m-am gândit, mi-a trecut prin minte așa, măsura în care iubesc pe Dumnezeu. Sau, știți, ca o analiză așa, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, uită-te și vezi-ți urma pașilor în vale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa mă uitam în lăuntru meu și analizam perioade când inima parcă îmi bătea mai mult pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru... Și am observat perioade când poate n-a fost măsura aceea. Și gândindu-mă la acest lucru, de aceea aș dori, cu puținile gânduri pe care le am, să vorbim, poate că ne ajută ca gradul de iubire în fiecare inimă să crească pentru Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Voia lui Dumnezeu, chiar dacă noi ne analizăm, cum vă spuneam că am făcut eu, chiar dacă noi ne cercetăm și observăm măsurile cum sunt, voia lui Dumnezeu este în felul următor. Și hai să dăm citire. În Marcu, capitolul... De fapt, să citim din Luca. Luca, capitolul 10. Situația în care a venit un tânăr și l-a întrebat pe Domnul Iisus ce trebuie să facă ca să fie mântuit. Luca, capitolul 10, versetul 27. Să observăm ce i-a răspuns Domnul Iisus. El a răspuns, adică Iisus, să iubești pe Domnul, de fapt tânărul, mă iertați, tânărul când a fost întrebat de Mântuitorul ce este scris în lege, cum citești în ea, el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și versetul 28. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Amin. Deci, cum spuneam, chiar dacă noi ne cercetăm și observăm că poate în unele perioade n-am fost cu măsura de iubire pentru Dumnezeu care o prevede cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu cere ca noi să-L iubim din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta și să ne binecuvinteze ca să crească în noi iubirea aceasta. Dumnezeu ne vrea totdeauna, frați și surori, să fim în clocot pentru El. Totdeauna, spune în Romani cuvântul lui Dumnezeu, în sârguință fiți fără prejet. Fiți, continua și spunea, plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Deci asta e voia lui Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu. Într-un alt loc spune, tot ceea ce faceți, cu fapta sau cu vorba, să fie făcut cu dragoste, din toată inima, ca pentru Domnul. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să putem crește în privința aceasta, în a iubi pe Dumnezeu, în a arde, a ne bate inima pentru lucrarea Lui,
pentru voia Lui, pentru ceea ce lucrurile care țin de împărăția Lui. Spunea Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și moartea e un câștig. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânte, să creștem cu toții în privința aceasta, să ajungem să putem să spunem, cum spunea Pavel într-un alt loc, Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și auziți, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dumnezeu să ne ajute ca prin credință să trăim în voia lui Dumnezeu și în măsurile cât mai mari posibile să lucrăm pentru El, să facem voia lui Dumnezeu. Dar totuși, în timpul ce urmează, aș vrea să ne facem o analiză, fiecare în parte, ca să vedem măsura în care iubim pe Dumnezeu, fiecare particular. Ținând cont, ați auzit din pasajul vorbit, spunea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine mă iubește, păzește cuvântul meu. Și mai jos, ați auzit, spunea, dar cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Ținând cont de ideea aceasta, care sunt lucrurile prin care observăm măsura de iubire, aș dori să aduc câteva locuri din Scriptură prin care să vedem cam cum am procedat noi. Spre exemplu, voia lui Dumnezeu, care e prezentată prin cuvântul lui Dumnezeu, și cam cum procedăm noi când ne intersectăm cu astfel de situații. Am ales să dau anumite exemple, chiar citindu-le, că de multe ori vorbim poate așa la suprafață, dar când se dă câte un exemplu, te mișcă mai mult când te analizezi. Și aș dori să dau unele exemple care de fapt țin mai mult de voia lui Dumnezeu în relațiile cu semenii noștri. Că așa, ați auzit când a răspuns tânărul bogat cum citește el în lege, a spus că așa e. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ele merg, dacă aș putea să spun așa, concomitent. Nu se poate să spui că iubești pe Dumnezeu, chiar Ioan spunea în epistole, nu poți să zici că iubești pe Dumnezeu și urăști pe fratele tău. Dacă nu-ți bate inima pentru omul care e în nevoie, îți spun că ai nevoie de dragoste pentru Dumnezeu, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl spune chiar Ioan în una din epistole. Hai să dăm citire. Din câte rețin, în Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, da, 1 Ioan, capitolul 5, hai să dăm citire de la versetul 1 până la 3, inclusiv, că și versetul 3 ne vorbește în privința aceasta. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, adică pe Dumnezeu, iubește și pe Cel născut din El, adică pe Cel în care s-a produs la fel ca și El.
iubește și pe cel născut din el, legat de ideea că dacă iubim pe Dumnezeu, iubim și pe aproapele nostru. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Auziți? Din nou. Și versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu, adică se manifestă, stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Și fiindcă dragostea de Dumnezeu se vede după măsura, că de fapt asta e măsura în care cauți să trăiești. Rețineți gândul acesta. Măsura în care cauți să trăiești cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, aceea e măsura în care îl iubești pe Dumnezeu. Și revin la exemplele pe care spuneam că le voi da din Scriptură. Eu am doar câteva notate. Putem împreună să mai vedem și altele. Spre exemplu, cuvântul lui Dumnezeu prezintă într-o anumită latură în ceea ce ține de relațiile cu semenii noștri. Sau spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 13, versetul 2. Deci dăm niște exemple practice prin care ne putem analiza măsura în care iubim noi pe Dumnezeu. Versetul 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Voia lui Dumnezeu în privința aceasta, când apar ocazii de genul, ar trebui, sau voia lui Dumnezeu este ca să fim gata să primim cu bucurie. Și acum, cum spuneam, ne facem analizele. Când vine cineva sau când e nevoie de... Cum îți bate inima? Fă-ți tu analiza și automat îți vezi măsura în care iubești pe Dumnezeu. Hai să mai privim un alt loc din Sfânta Scriptură care, din nou, cuvântul lui Dumnezeu prezintă cum ar trebui, sau voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are anumite, dacă aș putea să spun, dar hai să mă exprim mai biblic. Am citit, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci Dumnezeu are o anumită voie, o anumit cum prevede El că ar trebui să funcționeze copiii Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 3, vă spuneam că exemplele care le dau, nu am multe, vreo trei, țin de relațiile cu semenii noștri și ca urmare observăm în urma acestor exemple măsura în care iubim pe Dumnezeu. Tit, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că așa ar trebui să fie oamenii lui Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Și din nou, vă spun, ne facem analiză. Cum suntem noi? Căci măsura în care îți bate inima în momentul respectiv, aceea e măsura în care iubești pe Dumnezeu. Un alt loc...
Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 17. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Exemplele care le-am dat cam toate seamănă una cu alta, dar versetul acesta spune și haideți să ne analizăm cum stăm. Dacă vezi pe un frate în nevoie și ai și îți închizi inima față de el, cum rămâne cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu? Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânte, frați și surori. S-ar putea aduce și mai multe exemple. Spre exemplu, hai că mai mult ne privește, suntem în Germania, nu cred că o ducem mai rău ca alții de pe unde am venit noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, deci cuvântul lui Dumnezeu ce pretinde de la noi? Spune, celui ce-ți cere, dă-i. Și auziți, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute cu tine. Ai poate bani sub saltea, cum spunem noi. Și te sună cineva din țară care nu se descurcă, are o casă de copii, poate are o nevoie urgentă sau... Analizează-te cam cum reacționezi. Nu ridici telefonul că știi cam pentru ce te sună. Îi spui că e rău cu semnalul. În măsura aceea îl iubești pe Dumnezeu. Nu poți să spui că, de fapt, dacă privim mai jos, am amintit despre tânărul acesta care i-a lansat Mântuitorul o întrebare. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și el a spus și Dumnezeu i-a spus, fă așa și vei fi mântuit. Și Dumnezeu i-a dat o pildă, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Cunoașteți pilda. I-a spus că un om se cobora. Și cunoașteți situația. A trecut un preot, un levit, dar un samaritean și-a făcut milă de el. I-a legat rănile. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, în privința aceasta. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânte în cercetările făcute, care ni le facem comparativ cum stăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam, exemplele care le-am dat țin mai mult de relațiile noastre cu semenii noștri. Dar putem da și altele. Spre exemplu, un alt exemplu. Voia lui Dumnezeu cu privire la strângerile noastre, la întâlnirile noastre. Spune în cuvântul lui Dumnezeu în Evrei să nu dați uitării sau să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Hai să privim și exemplul acesta. Voia lui Dumnezeu e ca noi să căutăm întâlnirile cu frații, cu, așa cum se amintește de multe ori, că aici Dumnezeu dă binecuvântarea pentru veșnicie. Cum stai când e timpul de adunare? Cum stai când afli că se face o rugăciune undeva? Care e măsura în care cauți să ajungi? Care, din nou, bagi motive, cauți că ăsta cam ar fi un motiv potrivit? Mă amețești un pic, mă? Nu mă simt chiar bine? Acum nu vorbim, sunt situații când chiar nu poți veni.
Deci voia lui Dumnezeu e ca să căutăm. Așa să ajungem, cum spunea David, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Dacă nu ai aceasta, înseamnă că se potrivește gândurile pe care le am și aș vrea ca să-L rugăm pe Dumnezeu în timpul care urmează să ne ajute. Cum spuneau altă dată ucenicii, într-o altă privință, dar mă folosesc de expresie, spuneau ei, ajută necredinței noastre. Noi să spunem în ceea ce ține de focul acesta pentru Dumnezeu, Doamne ajută-ne, crește-ne, cântăm o cântare, o creștem iubirea în inima mea. Dumnezeu să ne binecuvânte, mai spunea altă strofă din această cântare, și chiar de va fi să fiu ars, să fiu... Încă un gând, frați și surori, că în momentul în care ai dragostea aceasta de Dumnezeu, focul acesta în inima ta, vei avea de suferit. Când vei căuta să trăiești, cum spune în Timotei, de altfel știm că toți cei ce voiesc sau doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Spunea chiar Mântuitorul în privința aceasta, căci am un foc să arunc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Și punea Domnul Iisus ca întrebare, ce credeți că am venit să aduc pace? Nu. Și mai degrabă, sabie, spunea acolo. Căci din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicii și fiica împotriva mamei. Nora împotriva soacrei și soacra împotriva norii. Potrivit cu cât am înțeles spusele acestea, e când arde focul acesta în inimă, vei avea prin prejurul tău oameni în care nu-i focul acesta și vor apărea situații neplăcute. Tu vei căuta, dacă am dat exemplu de biserică, nu? Să ajungi la biserică să... și altul, dacă nu are asta. Tu vei căuta să fii, să deschizi mâna, să bagi mâna mai adânc în buzunar și altul poate ți-ar scoate de tot. Și atunci apar situații și de aceea spuneam că vei avea de suferit dacă îți va arde focul acesta pentru Dumnezeu în inima ta, pentru slujire, pentru... Doresc ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, cum spuneam. Eu cred că acesta e lucru cel mai important. Și nu că eu îl cred, dar îl cred în urma, privind în urma la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă ajungem să iubim pe Dumnezeu la un nivel înalt, multe din lucruri s-ar rezolva. Multe situații ar dispare care n-ar trebui să fie. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânte, să ne ardă inima. Și orice ar fi, să răbdăm, să suferim pentru Domnul. Îi spunea Pavel lui Timotei, suferă împreună cu Evanghelia. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute. Îmi doresc eu lucrul acesta, frați și surori. Am căutat să adun câteva gânduri în privința aceasta, gândindu-mă în dreptul meu. Și v-am îndemnat să vă analizați și voi. Și dacă cumva vedem că avem nevoie, știți, Dumnezeu e gata. Asta e voia Lui, ca să fim cu dragoste pentru El. Că de multe ori nu prea... Și diavolul se folosește de asta. Dar e bine să știm
că Dumnezeu, exact cum spunea Iacov când vorbea despre înțelepciune, dar s-o ceară cu credință, căci Dumnezeu o dă, dar spunea acolo, o dă cu mână largă și fără mustrare. Exact în privințele acestea. Spune într-un alt loc cuvântul lui Dumnezeu că dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne ascultă. Eu cred că în privința aceasta e voia lui Dumnezeu. Cred că acesta e scopul tuturor slujitorilor a lui Dumnezeu. Să vadă în cei pe care îi slujesc. Și spun a lui Dumnezeu, slujitori care într-adevăr iubesc pe Domnul. Că și în slujire, dacă nu ai dragoste, îi vai de slujirea aceea. Credeți că degeaba Mântuitorul l-a întrebat și i-a spus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult ca și ceilalți? Dacă nu iubești, nu vei putea, nu ți va păsa de oaia care suferă. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute, să ne crească iubirea. Un vers dintr-o cântare spunea cine, sper că am reținut ideea, poate nu o transmit, care cunoașteți cântarea, poți să diferențieze modul de exprimare. Cine nu iubește să nu se facă păstor, spunea. Dorim ca Dumnezeu să ne crească dragostea, nu doar la slujitori, ci la toți, ca să putem cu toții de împreună să alergăm pentru Domnul, cum mă exprimasem la început, în măsurile cât mai mari posibile și să fim gata să plătim prețul pentru dragostea aceasta pentru Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânte. Am întrebat pe frați dacă pot recita și o poezie în privința aceasta, în ideea aceasta că atunci când vei căuta și cuvântul lui Dumnezeu va semnifica ceva pentru tine, vei avea de suferit. Doresc să recit o poezie care arată o situație de felul acesta. E o întâmplare cunoscută, din nou mă spun, de toți. Din câte rețin, pagina la poezie aceasta era 620, încerc să... Am deschis la 720. Poezia chiar așa e și intitulată, sau se numește Cuptorul. Poate ați mai auzit-o unii. Doresc ca Dumnezeu să mă ajute să o recit tot la un nivel cât mai bine și efectele la fel să fie cât mai înalte. În valea dura pe înserat, vedeau cum pleacă lucrătorii, ce toată ziua au lucrat la schela chipului turnat, de cum se arăta răzorii, căci trebuiau să-l suie sus, să-i cânte lung fanfaronada, căci împăratul lor le-a spus că au o sarcină de dus de ziua când va fi parada. Și mergea lucru ca pe roz, căci toți lucrau cu îmbărbătare, căci trebuia mai sus de toți circa 60 de coți să aibă chipul lor cel mare. Și l-au turnat
ca din povești, cu dibăcia orarii, căci degetele omenești fac și asemănări cerești cu iscusința lor ferarii. Căci Nebucadnețar a vrut să se înalțe mai presus decât haldeii din trecut, atunci, prin chipul lui cel mut, întreg imperiu și-a supus. Dar nu era încrezător, de aceea ordinea a dat să-i facă iute și un cuptor, să bage frica în popor și în slujitorii lui de stat. Căci știți, acolo printre ei erau și câțiva sortiți să fie robi, erau iudei, ce nu se închinau la zei și nici la idolii ciopliți. Căci Dumnezeul lor slăvit le-a dat porunci pe pietre înscris și către Moise a vorbit să nu vă faceți chip cioplit, căci eu sunt Domnul, el a zis. Dar, Doamne, cum să mai păzești porunci de care alții fug? Și mai ales când te găsești în Babilon și când slujești sub al robiei aspru jug. Dar Domnul tocmai asta vrea din partea celui credincios, ca între vrăjmașii lui să stea ca o lumină, ca o stea să fie farul luminos. Căci uite câți haldei sfioși se închină la un chip turnat, că adevărații credincioși sunt foarte rari, că-s mulți fricoși, chiar dacă ei s-au botezat. În Babilonul plin de zei erau mai mulți israeliți. Dar unde sunt ceilalți iudei? Că în Valea Dura numai trei stau în picioare neclintiți. Căci oaspeții s-au adunat și orchestrele cântau mereu, că-i ordin de la împărat în fața chipului turnat să se închine toți la zeu și să se plece până jos, cu fața până la pământ, în fața chipului frumos, căci împăratul e voios și toți se tem de-a lui cuvânt. Și un glas prelung a dat de zvon, că în vale a început serbarea, trompetele să dea ton, că-i sărbătoare în Babilon, la chip să-i dea toți onoarea. Și în trâmbițe, și în cimpoi, și tablele țineau măsura, căci sărbătoarea e în toi, iar oamenii, ca niște oi, s-au proșternut în Valea Dura. Și în timp ce ei stăteau lungiți pe vatra văii cu lumină, la mijloc trei israeliți stau în picioare neclintiți, căci ei la idoli nu se închină. Și atunci aleșii dregători i-au spus la marele împărat, când miile de slujitori i-au prins pe trei nepăsători ce au necinstit chipul turnat. Aș vrea să-i văd și eu pe acei, le zise foarte supărat. Și iată tinerii iudei veniră în fața lui toți trei, căci împăratul i-a chemat. Ia spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Nu ați înțeles sau nu ați vrut? De ce voi nu v-ați închinat la chipul ce l-am ridicat să fie lumii de temut? Acum fiți gata, nu mai stați la-l muzicii semnal sonor,
la chip înalt să vă închinați, iar dacă nu, veți fi aruncați în flăcările din cuptor. Și aceasta e fără echivoc și fără a mai prevesti. Căci eu vă pedepsesc pe loc și care Dumnezeu din foc mai poate a vă izbăvi? O, Dumnezeu nostru poate ca să ne scape din cuptor și chiar din mâna ta împărate, căci El e mai presus de toate, El e stăpânul tuturor și chiar de n-ar interveni cerească mână salvatoare și în flăcări, dacă ne-om topi la idoli, noi nu vom sluji, căci ei sunt muți și n-au suflare. Atunci de 7 ori mai tare să ardă flacăra în cuptor, căci uite ce nerușinare! 3 robi cu încăpăținare se țin de învățătura lor și i-au legat cu strășnicie cu hainele ce aveau pe ei, să fie arși ca mărturie, întregul Babilon să știe de moartea celor 3 iudei. Și întopitorul de aramă i-au aruncat pe cei legați, dar iată, focul se destramă, iar tinerii, fără de teamă, stau în picioare dezlegați, căci Dumnezeul lor trăiește. Și le-a trimis în ajutor un înger care îi sprijinește, în clipa grea îi întărește ca să reziste în cuptor. Atunci monarhul vrut să vadă ca răzbunare doar cenușa. Dar Doamne, nu putu să creadă. Când la cuptor deschise ușa, un fiu de Dumnezeu veghează asupra celor 3 eroi. Căci ei pe Domnul îl urmează, iar focul nu le mai botează credința ce avem și noi. Nu lasă Domnul niciodată pe credinciosul slujitor. Voi, robii lui, fără de pată, îi cheamă împăratul îndată, veniți afară din cuptor, căci Dumnezeu vostru mare, e atotputernic, El e sfânt, El e stăpân peste cuptoare și peste mări și peste soare și peste ape și pământ. Spre slava Lui dumnezeiască, eu dau poruncă tuturor, mulțimea toată să-L cinstească, căci strălucirea Lui cerească a fost văzută în cuptor. Și biruința prin credință schimbă al țării întregi credeu, căci toți luară cunoștință că mai presus de orice ființă e Domnul, veșnic Dumnezeu. De atunci pe-al vremii calendar trecură 1000 de ani în zbor și alți păgâni cu gând murdar, la fel ca Nebucadnețar, trecură sfinții prin cuptor. Dar vegheatorul n-a lipsit. A fost cu ai săi în orice loc, căci Dumnezeu i-a sprijinit pe sfinții care i-au slujit, trecând prin ape și prin foc. Când sângele curgea puhoi, când fiarele i-au sfâșiat, ei s-au luptat, n-au dat înapoi. Hristos la robii lui eroi cununi de slavă le-a păstrat, că în suferința de acum
e cântărit orice suspin. Iar când sfârșim al căii drum și vom lăsa tot ce e acum, ne așteaptă slava fără chin. De aceea nu vă înspăimântați, voi, prea iubiții lui eroi, atunci când sunteți încercați, priviți la vechii voștri frați, căci iată, Domnul e cu noi. Căci nu suntem ai nimănui. Avem un Dumnezeu slăvit, ce dă viață ori și cui, căci toți depind de mâna Lui, căci El pe toate le-a întocmit. Voi, tineri, floare de argint, luați exemplu celor trei, cu același zel, cu același sprint, căci flăcările de iacint vă dau curaj, vă dau temei. Cuptorul nu e un blestem pentru aleșii Domnului. El e cântarul cel suprem, de care cei fricoși se tem, dar în credință frică nu-i. Căci prin credință au trecut prin mare ca și pe uscat. Și zidurile au căzut când s-au rugat cei ce au crezut. Urgiile au încetat. Căci prin credință biruiești oricât de încercat ai fi. Chiar dacă în valuri te găsești, când la Iisus Hristos privești, furtuna se va potoli. Și chiar de-ar fi ca să ne ceară, ca lui Daniel, ca celor trei, să ne închinăm și noi la fiară, vom zice nu. Și a zecea oară, oricât de mare e semnul ei, noi ne închinăm lui Dumnezeu. Așa ca tinerii iudei. Și nu ne înfrică chinul greu, nici Nebucadnețar cel rău, nici slujitorii lui Mișei. Căci dincolo de acest cuptor, de acest babilonian furnal, e al fericirii viitor, e cerul slavei fără nor, e râul vieții de cristal. Și vom vedea, precum e scris, Ierusalimul nou gătit, cerescul loc, țara de vis, cu temeliile de iaspis, ca o mireasă împodobit. Și acolo, în slava fără nor, le-om strânge mâna fericiți, la tinerii ce în cuptor au vrut să-și deie viața lor, numai să fie mântuiți. Și împreună vom cânta un imn spre slava celui sfânt. Și lângă Domnul toți vom sta, căci El prin rai ne va purta pe aripi cerești, pe aripi de vânt. De aceea, să priviți în sus, voi, frați, în fiecare zi, căci nu mai este mult de dus și în curând Hristos Iisus cu răsplătirea va veni. Amin. Fraților, îndemnați de cuvintele poeziei, cred că am prins aspirații noi spre lucrurile descrise de poet pentru noi toți. Mă rog, Domnul, să ne binecuvânteze. Dar pentru aceasta, cred că și lucrarea de părtășie la masa Domnului face parte dintr-o lucrare care prevestește ce va fi în împărăția lui veșnic. Haideți acum să ne ridicăm înaintea Domnului. Și am vrea cu toată adunarea să intrăm într-o rugăciune de
mijlocire înaintea Domnului, de cercetare, de mărturisire și Domnul să ne ierte. Iar mai apoi mă voi ruga pentru rodul viței, pentru pâine, după care vom frânge pâinea și împreună cu ajutorul fraților din comitet și a unor frați vom duce și această lucrare la bun sfârșit, dar mă rog ca Dumnezeu să însoțească toată lucrarea cu harul său binecuvântat. Amin. Intrăm în rugăciune.